în rugăciunea care o să facem, o să facem pentru familiile bisericii. Pentru că în aceste vremuri din urmă, când se aud pașii Lui, când se văd semnele venirii Lui, când îl auzim, dar nu clar, îl vedem, dar nu clar, că vine. Noi ca părinți, noi ca tați și noi ca mame, trebuie să fim modelul copiilor noștri, pe urmele cărora ei trebuie să calce. Și dacă ei vor vedea în noi lumină și dreptate, vor călca spre lumină și spre dreptate. Dacă ei vor vedea în faptele noastre că sunt întocmai cuvintele noastre, așa vor fi și ei. Uitați-vă în Iosua, în capitolul 24. Iosua pune pe popor să aleagă: slujiți dumnezeilor ălora sau slujiți dumnezeilor ăstora, aici unde suntem. Dar, zice Iosua, eu și casa mea aleg să slujesc Domnului. Mai departe Iosua le spune: voi nu o să puteți să slujiți lui Dumnezeu, că este un Dumnezeu sfânt care atunci când ai greșit te-o ars. Și uitați ce spune poporul. Versetul 19, Iosua 24:19. Iosua a zis poporului: voi nu veți putea să slujiți Domnului, căci este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos. El nu vă va ierta fără de legile și păcatele. Când veți părăsi pe Domnul și veți sluji unor dumnezei străini, El se va întoarce și vă va face rău și vă va nimici după ce vă va făcut bine. Poporul a zis lui Iosua: nu, căci vom sluji Domnului. Dacă ai un lider sau un tată sau o mamă care slujește lui Dumnezeu din toată inima, așa va face și copilul tău și nepotul tău și strănepotul tău, pentru că vede în tine lumina lui Dumnezeu. Vreau să ne rugăm: Doamne, ca familii, fă-ne astfel de părinți. Lumina Ta să fie în noi în fiecare zi, în fiecare zi. V-am mai povestit despre familia noastră unora? Noi suntem în viață 14 frați, 7 băieți și 7 fete. Mama noastră a murit în urmă cu vreo 6 ani de zile, dar întotdeauna în familia noastră, din cauza mamei noastre, a avut loc săracul, străinul, orfanul și văduva. Din cauza că am avut o mamă care a știut să țină ușile larg deschise. Și știți ce se întâmplă? Dacă eu și tu sunt un om cu ușa deschisă către cel sărac și străin și bolnav și orfan, copiii tăi nu-ți vor spune probabil niciodată, dar ei văd în tine adevărul lui Dumnezeu. Veniți dar să ne ridicăm cu toți la rugăciune și să-i spunem: Doamne, pe mine ca mamă și pe mine ca tată, pe mine ca părinte, fă-mă lumina Ta, fă-mă adevărul Tău și fă-mă să calc drept pe calea Ta. Ne închinăm lui Dumnezeu și îi cerem în rugăciune lucrul acesta.